Carrie, dar unde mergi în așa mare grabă? Ai întârziat cu o livrare, nu? Carrie, ai auzit sirena? Cred că Bobby are necazuri. Bobby, ce s-a întâmplat? Bobby, rechinii te-au urmărit din ocean. Să fii atentă, Carrie. Carrie, Bobby nu te aude. Atenție pe unde... Carrie? Carl, Carrie și Bobby au necazuri. Carrie a căzut de pe pod, a aterizat pe un nufăr, iar acum rechinii îi urmăresc. Trebuie să-i salvezi, repede! Uite, Carl, Carrie e acolo. Oh, nu! Rechinii vor fi eliberați de podul care se deschide imediat. Repede, Carl. Știi în ce vehicul vrei să te transformi ca să o poți salva? Hey, homo, mo. Carrie, ia uite cine a venit! Ai uitat de rechin! Mai bine ai fi atentă! Bobby, supercamionul trebuie să o tracteze pe Carrie la mal! Ține-te bine, Carrie! Bobby, mai bine te-ai grăbit. Vin încoace. Carl, trebuie să acționezi rapid. Excelentă idee! Îți poți folosi magnificul ST-3000! Bineînțeles! Grăbiți-vă, prieteni! Wow! Super camionule, funcționează! Face ca rechinii să se îndepărteze! Continuă! Incredibil! Super camionule, ai speriat rechinii! Bună treabă! Mulțumim pentru ajutor, super camionule! Ai dreptate, Bobby! Mai bine am face râul un loc mai prietenos! Minunată idee, supercamionule! Să folosim o plasă! Ha-ha! Distracție plăcută, prieteni! Carrie se distrează de minune în timp ce așteaptă înghețata să fie făcută de această mașină nou-nouță! Oh-oh! Asta nu arată prea bine!
Carrie, s-a întâmplat ceva cu mașinăria. Carrie, încercam să te avertizez. Mașina s-a stricat și a scăpat de sub control. Carrie, avem nevoie de ajutor. Bună, Carl! Sortezi livrările pentru astăzi? Avem o problemă la bistroul lui Carrie și avem nevoie de ajutorul tău. Carrie făcea înghețată pentru o petrecere, când, deodată, mașina a luat o raznă. Păi, văd că mașina s-a stricat de tot. A venit supercamionul. Dar vestea proastă e că e dezastru peste tot. O poți ajuta pe Carrie să curețe aici? Minunat! Camion de gunoi! Transformarea asta va fi perfectă pentru astăzi. Carl e într-o dispoziție bună ca întotdeauna. Chiar și curățenia poate fi distractivă. Păi, n-a fost chiar atât de rău până la urmă. Nu mai e înghețată, dar până la urmă mașinăria s-a oprit. Oh, nu! Am vorbit prea repede. A luat o rază în drumul. Atenție! Uite supercamionule! Cred că aici e problema. Poate că asta face ca mașina să o ia razna? Supercamionule? Ce ai de gând să faci în legătură cu asta? În regulă, supercamionule. Cred că trebuie să punem siguranța la locul ei. Avem o singură șansă să oprim mașina. Da, a funcționat! Bună treabă! Excelentă treabă, voi doi! Totul e curat din nou! Păi, cred că acum fiecare dintre voi meritați câte o înghețată pentru tot efortul depus. Sunt delicioase. Nu-i așa? Ce zi agitată! Prieteni, bucurați-vă de înghețată! Ne vedem data viitoare! Wow, Jerry! Dar știu că mergi repede! Asta nu e o cursă obișnuită!
Ia te uite la toți fanii ăștia. Jerry, nu e frumos să-l numești pe Bobby un leneș? Atenție, Jerry! Oh, nu! Oh, Jerry, cred că avem nevoie de ajutor. Carl, te cheamă datoria. Du-te, supercamionule! Aha! Jerry și Bobby sunt puțin mai încolo, supercamionule. Ia uite acolo, în apă. Apa devine poluată de toată mizeria asta. Ce ai de gând să faci, supercamionule? Jerry, supercamionul va avea grijă de asta. Excelentă idee, supercamionule! Funcționează! Ai văzut, Bobby? N-are de ce să-ți fie teamă. Supercamionul e aici. Cred că vei fi mai atent data viitoare, Jerry. Vrei să ajuți, Jerry? Ce drăguț din partea ta. Da. Poate ar trebui să-l lași pe supercamion? Jerry! Supercamionule! Repede! Ține-te bine, Jerry! Jerry, prinde-te! Repede, supercamionule! Folosește este 3000! Ce-i asta? Încă o treabă bine făcută, supercamionule. Toată lumea e în siguranță. Ia te uite la asta, Jerry. Ai parte de schi pe apă. La revedere, prieteni. Ne vedem data viitoare. Bună, prieteni. Exersați?
Atenție, să nu cadă! Am auzit că sunt rechini în râu. Ceva e în neregulă. Mai bine investiga. Walter mergea înspre meciul de fotbal. E arbit? Se pare că traficul e foarte aglomerat. Walter nu poate trece, iar meciul nu poate începe fără el. Walter, supercamionul a venit în ajutor. Car, ai venit? Nu prea cred că va funcționa. Așa e, ar trebui să te transformi. Toată lumea la bord! În regulă! Acum, supercamionul va trece de traficul ăsta aglomerat! Wow! Ce rapid! Wow! Așa e, va trebui să sari, altfel Walter nu va ajunge la timp! Wow! Ai reușit! Oh, e atât de mult cu noi pe șine! Nu vei putea trece! Walter, haide! E în regulă! Supercamionul are un plan! Dar oare ce pui la cale? E în regulă, Walter. Este 3000. Știe unde să meargă. Este 3000. Du-te! Așa este. Eșarfa de fotbal a orașului mașinilor zboară către joc. Walter, se pare că ai ajuns exact la timp. Da, iubesc fotbalul! Bună, Frank! Dar unde te grăbești așa? Mătică să mă... Nu vidii! Înțeleg! Terry a pregătit o prăjitură nouă. Da. Deci acolo mergeți cu toții. Atenție! Ești bine, Frank? Lasă-mă să-l chem pe supercamion. Carl, aici era. Frank a căzut în mijlocul străzii. Trebuie să-l ajut să se ridice înapoi pe roată.
Jerry lansează o prăjitură nouă astăzi, așa că toată lumea vrea să o încerce. Frank mergea înspre Kerry, dar a căzut. Are nevoie de ajutorul tău. Trebuie să te transformi. Un camion arc? Cât de interesant! Haideți să-l găsim pe Frank! Incredibil! Acum te dai mare! Dar amintește-ți, ești într-o misiune! Aici! Frank, stai liniștit! Supercamionul e aici! La ce te gândești, supercamionule? Vei încerca să-l ridici pe Frank folosindu-ți superarcurile? Hai să încercăm! Ai auzit asta, Frank? Te vom pune pe roate cât ai clipi! Stai liniștit, Frank. Găsim noi o soluție. Văd că ai o idee. Bineînțeles. ST-3000. Ce ar trebui să se întâmple? Un magnet gigantic. Impresionant. E rece, Frank? Ești gata, Frank? Stai liniștit. Gata, supercamionule? 3, 2, 1. Din nou? 3, 2, 1. Funcționează! A fost cât pe ce? Sper că a mai rămas puțină prăjitură. Uite! Bună, Kerry! N-ai mai văzut niciodată un camion arc? A mai rămas cumva puțină prăjitură pentru cei doi prieteni ai noștri? Wow, Kerry! Atât de delicios! Și chiar e delicios! Ne vedem data viitoare!